Da. Aici sunt aici, pe YouTube, da? Că v-ați speriat ieri. Vai, domnul Nicu, dar nu vă găsim și pe Facebook. Știți că eu filmez, postez pe YouTube și după aia dăm și pe Facebook să audă și mai multă lume despre ceea ce vorbim aici. Din păcate, mi-a apărut o problemă la Facebook. Ceva nu pușcă acolo. N-am fost blocat, n-am fost raportat și reportat, dar ne descurcăm. Acum, voi nu trebuie să vă panicați. Dacă nu mă găsiți pe Facebook, mă căutați pe YouTube. Dacă nu-s pe YouTube, mă căutați pe Facebook. Am bancul cu Ion cu Mărie când s-au dus în piață. Și cum și-au dat în întâlnire? Zice, dacă nu ne întâlnim peste o jumătate de oră, eu zic Mărie lui Ion, zice, caută-mă la lână. Și Ion i-o răspund, zice, dacă nu mă vezi nici tu pe mine prin târg în jumătate de oră, caută-mă la ouă. Așadar, căutați-mă și undeva mă veți găsi. Bună dimineața! O cafea, să avem spor. Buy me a coffee .com/ Nicu Bendea, să pot dona cafele într-o veselie. Mulțumesc! Pătătere rezolvăm. În semn de protest, nici nu mi-am luat fâșul pe mine. Vestuță și treling. Deși e frig, minus 3 grade, se resimt ca minus 6. În sfânta dată de 8 aprilie 2021, vă dați seama, dar la Brașov ce-a fost ieri, ați văzut, mașini blocate în nămeții de zăpadă, ce-au zis autoritățile, apoi nu ne-am așteptat. În România să te aștepți la orice, oricând și mai ales la cei mai rău. Notați-vă asta. În România, în țara asta, țara noastră, e țara noastră, dulce pajiștea albastră, așteptați-vă la orice, oricând, oricum și la cei mai rău, pe cuvântul meu. Dar rău a fost și în subteran, ieri ați văzut. Au început să demoleze chioșcarilor care au mici afaceri în stațiile de metro. Însuși șeful Metrolexului a venit cu ranga să desfacă o ușă de termopan a unui amărât care avea chioșc acolo. Acum eu înțeleg că sunt interese, că vor să-i scoată pe aia clienterari fostei conduceri și să-și bage clienții lor, înțeleg, dar sunt și oameni amărâți, oameni cinstiți care din asta trăiesc. Și o mers directorul, să vezi imaginea asta, dita mai director de Metrorex, care are buget pe mână mai mare decât are domnul Boc la Cluj-Napoca, da? Cu ranga. 5 minute s-o chinui să desfacă o ușă cu ranga. Pe dacă nici cu ranga nu poți. În România există teoria asta, că dacă ai un ciocan mare și o ranga ascuțită și grea, reușești să rezolvi orice problemă. Păi Becali, nu și-a reparat el mai mahu cu ranga, he? Deoarece de ăsta de la Maybach ne-am zis, zice, maestri, îți dăm bani înapoi. Nu-ți mai cumpăra mașini de la noi, că numai ne strici imaginea. În România, iată, o altă cugetare. În România totul se rezolvă dacă ai o rangă bună și perseverență. No, nu-i bine că n-avem în Cluj-Napoca metro. Nu-i bine. Că, iară, ăla de ce și-a făcut privatizarea acolo? Ăla de ce vinde blugi? Ăla de ce vinde semințe? Dar pe am zis eu să-mi dea mie ghereta aia să vând napolitane și eugenii. Dincolo mă duc eu să vând cafea. Și uite așa se învrăjbește lumea. N-avem Cluj, n-avem metro la Cluj-Napoca, da, ce avem? Avem 8 la mie. Domnule, ne tăte în roșii, în păzi ce trece să mori, zici că în Cluj-Napoca stăm la solar. Caracii suntem de roșii și fierți un pic. Scenariu roșu, domnule, aici, 8 la mie infectări, 8 la mie în municipiul Cluj-Napoca. Păi de aia unii oameni cu dare de seamă ce ori zis, de la începutul anului, zice, fugind două săptămâni în Zanzibar. Ori fugit în Zanzibar, ori venit în Cluj, cât e rata? 6 la mie, nu-i rău. Mai dăm o tură de Maldive. Ori mai mers cu jenii mei în Maldive, pe când ar veni 7 la mie. Acum mulți clujeni se duc și în Dubai. Ori văzut pe internet 8 la mie, bă, noi nu ne mai întorcem. Vă dați seama că mai bagi încă 2-3 excursii de astea în străinătate, să termină anul și noi suntem tot cu 10-11 la mie, cod roșu, cod nimic. Vai, e de nepovestit. E de nepovestit și de ne... Bem o cafea bună. Se poate dona pe buymecoffee.com/nicubendea. Eu de acolo le preiau, le bag în ceașcă. Am ținut tot buha asta. Să nu ziceți că... Da, e semnul de cințelepciune. Eu le bag aici și vă laud. Ce frumos e o juncțiune, o colaborare, o comuniune. Păi da, mergem în Zanzibar, în Maldive, în Dubai, în... Că în Europa speranța de viață a românilor e cu aproape 6 ani mai mică decât speranța de viață a celorlalți europeni. Bă, deci noi trăim cu 6 ani mai puțin în medie decât europenii aia, europenii de viță veche. No, nu mi-a plăcut chestia asta. Dar pe de altă parte am stat și m-am gândit, poate om trăi noi mai puțin, dar o trăim mai intens. Perioada pe care ne-a dat-o bunul Dumnezeu, când zice Rareș Bogdan, pe acest pământ, o trăim mai intens. Care ar fi una din cauze pentru care are speranța de viață
îi mai redusă la români, alimentația. Deși dăm de două ori mai mult pe coșul zilnic decât un european, de viță veche, noi mâncăm mai prost. Mâncăm mai mult și mâncăm mai prost. Ci că mâncăm multă pâine. Mâncare fără pâine nu se există. Pe cuvântul meu, eu și după ce termin doboștortul, felia de doboștort dintr-o farfuriuță, aș da cocoajă de pită, așa de bun a fost. N-ai haznă, mă, dacă nu ai pită. Nu, așa, pe de aici variem și diversificăm ce fel de pită. Fără gluten, cu semințe, cu bob integral, măcinată, râșnită. Ce pâine? Să rămână, da. Te rog, mamă, frumos. Să vă facă și mie o poză. Revin. Să-i bine. Vă facem o poză și trimitem la... Bine. Trimitem. Da. Tantiane, să facem o poză la nu știu ce produs, să punem să... În fine. Deci, pâine. De care pâine? Păi așa. E bună pâinea, da, dacă s-ar putea fără pâine, fără ulei, fără grăsimi, astea să le scoatem din alimentație, ci că habar n-avem de pește. Românul mănâncă foarte puțin pește, dar câți pește avem, câți notăbân apele tulburi ale României, de asta nu mai discută nimeni. Legume puține, fructe puține. Acum Dumnezeu mă ierte, dacă ai o ceafă la grătar, vreo patru mici, muștar și o franzelă moale, nu te mai gândești la atâți ardei, roșii, ridichi, alea măruntaie și mărunțișuri. Pe de altă parte, nu putem fi toți ca Grigore Leșe. Grigore Leșe a fost surprins de ziariști de la Clic cum își lua ieri micul dejun. Ce își lua la micul dejun? Ce servea domnul Leșe, Grigore Leșe, la micul dejun? Un smoothie de kiwi cu banane. Că zis-o mama către mine să-mi fac smoothie-urile bine, că pe oriunde o umbla să bag în ele banana. Banana și cu kiviu, astea ne țin neamul, ne țin tenul, ne țin tonusul. Banana și kiviu, astea ne țin tonusul, mă. Așa era în țalarvea pușului, nu puteai pleca la țarină, nu puteai pleca la ogor, nu puteai pleca să mulgi vaca dacă nu băgai un smoothie cu niște fulgi de quinoa. Ai, dacă maestru Leșe mâncă asta la micul dejun, dar eu cred că de ochii ziariștilor, că altfel nu-l văd eu pe maestru numărându-și germenii dimineața, băgându-i nutribulet cu chiviuțe, rodiuțe și alte care rimează cu uță. Trage-l un ștomper și un pic de slăninuță și treaba-i bunuță. Da, nu, atenție la alimentație. Dar gândiți-vă acum, scampionatele europene de haltere, chibițăm cu soacra, v-am zis de ieri. Acolo la haltere, credeți că merge cu quinoa, cu muguri de germen de cea antrenorul lotului de haltere, doamna Olivia Ster? Nu, domnule, la haltere, eu cred că îți trebuie un pic de proteină. De-aia am luat 13 medalii. Pe criza asta, pe praful ăsta, pe sărăcia asta de performanță, în toate domeniile, uite-te că la haltere reușim să împingem și să smulgem 13 medalii. Preponderent luată de fete. Bravo lor! Luate de fete. Bravo lor! 13 medalii la europenele de haltere. Felicitări! Ce mi-a plăcut? Obiectivul federației, că tot timpul când merg la o competiție, sportive, antrenori anunță. Care e obiectivul? Obiectivul care a fost? 3 medalii. Etichete Harum, Chile Soparum. 3 medalii marcirate. Și s-au întors cu 13. Da? Mi se pare de bun simț, să nu zic că și de bun gust. Da? Deci, cum zicea și ei americienii, nu-mi fac iluzii să n-am deziluzii, da? Deci mai bine temperăm, temporizăm și așa și vin rezultatele mai bune. Dar la noi în România, no, ca și la calificare, pe primul loc ne calificăm, mergem la mondiale, cel puțin semifinale. Nici nu trecem de grupele de calificare. Deci moderat-o, în toate domeniile, moderat. Poftă bună la smoothie-uri, ce băgați? Un smoothie de salam Victoria cu brânză, cu tartinabilă Philadelphia, și lângă un pic de muștar și îmi scrieți voi la comentarii. Nu vă mai rețin, o zi bună. Deci, deocamdată sunt pe YouTube, când și-o dat drumul și Facebook-ul, mă găsiți și acolo. Important e că undeva te ne găsim. buymeacoffee.com/nicubende. O zi bună. O zi frumoasă, o zi grozavă, că e miercuri. Că răsare soarele, merg mai bine internetele, să meargă și Facebook-ul, să-și dea drumul și Facebook-ul, să facem acolo treabă, să ne vedem și acolo și să... Nu vă mai rețiu. Doamne ajută-vă!
No, seară.